crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic în deșteptarea, 8:36 de minute, suntem live din studiourile Europa FM, inclusiv pe pagina de Facebook, dacă vreți să-l vedeți pe Luca, și cât de pregătit e cu întrebările de astăzi, acum când avem 3200 de euro pregătiți. Are și domnul cu el. Întrebările sunt... verificate cu dicționar. Corespund. Luca și domnul, ca să zic așa. Să mergem la Matei. Matei din București. Bună dimineața. Salut, Matei. Bună dimineața, trească. Să trăiești. Un coleg apostol. Cei patru apostoli au fost trei, Ioan, Luca și Matei. Cei patru apostoli au fost trei, Luca și Matei. Așa. Am văzut că aveți și covrigărie acum. Și Luca și Matei. Și Luca și Matei, deci. Da. Ce zici, Matei? Ce să zic, la servici. Nici nu mă așteptam și... Și deodată s-a întâmplat. Și deodată s-a întâmplat, da. Dar ce lucrați, Matale? Domeniul... Securitate. Securitatea a bătrână sau... Adică o leacă din bataie sau cibernetică? O lecuță din bataie. Am o lecuță. Deci, și ce grad? Fără grade. Fără grade. Deci personal civil în securitate. Da. PMC-ul. Am înțeles. PMC-ul, da. Da. Păi... Matei, și mai ai și alți colegi cu tine? Mai sunt vreo doi colegi, da, dar suntem fiecare cu... Da. Fiecare cu treaba lui. Răspândiți prin magazin, pe unde? Nu. În bancă? Mai aproape. Okay. Într-o instituție. Bine, într-o instituție. Da. Matei, fii atent, că azi plecăm de la 400 de euro și poți să ajungi până la 3200. Ți-ai făcut vreun plan așa, cam unde vrei să te oprești? Dacă te sau dacă mergi până la capăt? No. De ce? Nu, adică să vedem, să vedem. Plecăm de la premiza asta. No. Ai auzit indiciu de mai devreme? Da, acela cu întrebarea a doua, domeniul din tenis. Așa, da. Te pricepi? Nu prea le-am pasat cu tenisul, da. Dar ai recapitulat măcar dacă ai aflat că e cu tenis? Da. Da. Bun. Gata, Matei. Hai. Hai că tu trebuie să rămâi vigilent și noi te reținem. Mult succes, Matei. Bun, mulțumesc. 400 de euro. Matei, pentru 400 de euro. În 6 secunde. O mulțime de bani. Spune-ne... În ce județ se află satul Viscri, în care de acum regele Charles al III-lea deține proprietăți? Județ. Covasna. A dus în Covasna, vezi? Și eu eram convins că asta e o întrebare de o dificultate medie. Poate chiar sub medie. Și colegii ăștia ai mei, cei doi, au insistat că e o întrebare foarte grea, că poate fi practic în orice județ Viscri și că sigur e greu să nimerești Brașov, Matei. Asta este... Brașov. Ne pare tare rău, Matei. Viscri e în județul Brașov. Brașov. Da. O, mulțumesc frumos. Cu drag. Numai bine, Matei, ne bucurăm că ne asculți. Te salutăm, numai bine. Dar ție nu spune nimic faptul că ne-am oprit în fiecare dimineață? La prima întrebare. La prima întrebare. Nu, puțin, mai puțin prima ediție. În prima ne-am dus cu șut. Da. Până în capăt. Da, păi da, dar prima ai făcut... Ce l-ai făcut? Ghinion. Pe urmă a fost cu domnul consilier care, din cauza colegilor, că a pierdut vremea cu drapelul Bulgariei, caman. Ieri a fost... Toată țara știe drapelul Bulgariei. Da. Ieri Bulgariei, el știu domnișoara grăbită cu care n-a știut de Acropole. București, nici pe la Giurgiu mai știe lumea cu drapelul Bulgariei, în rest n-avem treabă. Adică... Deci acolo... să întreb, din ce ai făcut untul? Ce să întreb? Că nu știu. De ce ai făcut untul? Din... Mâine jucăm pentru... 4.000 de euro. Premiu maxim din prima săptămână. Hai, concentrați-vă un pic, înscrieți-vă pe site, sunt 4.000 de euro pe masă și întrebările, după câte vedeți, sunt destul de grele. Dar nu sunt grele. Nu sunt grele. Da, acum știi cum e, dacă nu pici pe subiect cum ar veni, păi asta na, cu uite, Brașov era destul de dificilă. Da, vă spun de acum, dacă tot oricum v-ați apucat de recapitulat, mâine începem cu tenisul. Na, păstrez întrebarea. Sau a doua.
A doua, bine, a doua, rămâne tenisul, a doua, schimb prima. Bine. Deci tenis, recapitulați masiv tenis pentru 1000 de euro mâine. Lucru sau nimic, cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.